Cum se nu citim un pește dacă vrea să moară? Auzi, întrebare, să moară mie jumate de planetă. Păi da, vreau să știu cum se sinucide un pește. Cum se sinucide un pește? Da. Coie, își leagă un balon de gât și se aruncă în ap. Se aruncă în aer. Se aruncă în ap. Am să zic că se aruncă în aer. Am să moară Larisa, asta a fost maximă. Hei, salutare prietenii noștri, ce faceți voi? Eu sunt Shari, vloggerele Gabi, vlogger. Astăzi vreau să facem 5 tipuri de prieteni cu care vrem, nu vrem, ne lovim în viața de zi cu zi. Eu am arătat spre tine, mă, să moară jumate de Larisa. Primul tip de prieteni, prietenii care, bineînțeles, le miroase gura și intră în tine să vorbească și tu nu știi cum să scapi de ei. Gen, adică eu am prieteni mulți, nu mă refer la tine, mă, câteodată și ție-ți miroase crocodil, da, acum ce să faci? Unii sunt fumători, alții nu, deci să-i dăm drumul. Tipul 1. Prietenul care îi miroase gura îngrozitor. Mamă, ce frumos aici, băi. Băi, ia uite-te, mă, la poza. Bă, frate. Ha. Da, băi, frumos. Uite-mă, uite cum faci, te pun în aia, uite. Da, mă, e mișto. Hai, mă, ia. Da, mă, mi-ai mai arătat, ești nebun la cur. Dar ce-i mâncat, să strească familia ta? Știi ceapă? Mă. Puțin usturoi și niște ouă, dar cred că au fost ouăle stricate. Bat picioarele. Băi, coaie, deci nebun, miroase, deci cred că era găina stricată și pământul unde a făcut măta ceapa sau aia, cred că a fost în spatele veciului. Se face în farul la genunchi. Cădea cu scaun. O să râdă ăștia de râsul meu, să moară în familia mea dacă tai. Era să cadă cu scaun. Mă, să trăiască familia ta. Deci tu unde ai, a plantat măta ceapa aia în spatele WC-ului? Tu crede. Dar de ce? Holera, duhăr, care el cancero de este de la tine, del holer. Unde că nu e? Na, găsești o gagică mai belea ca asta? Hai, mă, ia, uite. Da, m-am văzut, am văzut, e frumoasă, e bună. Hai, mă, că nu e așa rău. Pe asta o știu, m-am mai văzut-o. Nu, ia uite și pe ăștia. Da, 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 da. Dă-te și tu, vorbește mai încolo, că să moară vanile mele, nu s-a ars difuzorul ăsta. Dă-te mai hău într-o parte așa. Aia, nu vrei să-l vezi pe ăsta, ce dracu. Dă-te mai încolo, să-ți trească mâta. E camera, ăsta, are 7 metri camera, dă-te mai încolo. Nu, ia uite și până... Dar vorbește în partea aia la răsărit, să moară vanile mele, nu mai răsare soarele mâine. Ia, ia și uite-te și vezi cum e. Mamă, mâncați și... Ai bă, să-ți trească mâta, ai mâncat morți? Ți-am zis, am mâncat niște ouă, da. Cred că au avut alea ceva. Au avut cancer găinile care ai... Ia, mă, ia și uite-te, hai! Ia să văd, mă, ce să... Nu auzi. Găsești tu gagici mai bune decât astea? Bă, tu te-ai spălat pe dinți cu formol? Da, e bine. Uite care-i treaba. Du-te tu până afară. Au venit aia de la desfundarea WC-urilor. Fugi repede și deschide ușa. Bine, hai, cam până. Trebuie să vin. Fraților, tipul ăsta de prieten care iese din gura lui șopârle moarte. Gata, stop, oprește camera. Mor. Tipul 2, prietenii cărora le put picioarele. Probabil vi s-au întâmplat și mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat mie, ești nebun, adică nu e vorba de nesimțire. Dar știi cum e vorba, alergi și alergi și mi s-a întâmplat mie să simt așa... El holer, dar na, m-am simțit și am zburat sau na, se întâmplă. N-ai cum să spui tu ca vizualizator că nu ți s-a întâmplat. Deci se întâmplă. Haideți să vedem tipul 2 de prieteni care le put picioarele. De asta ce-a pus o poză, zici că e. Bă, uitați-l, fraților. Așa ce. Da, băi, care e? Oh, salut, băi, ce faci? Ce să fac, frate, nu mai pot, am... Am alergat toată ziua astăzi, s-au rupt, ești de bun. Dar ce-ai făcut? Nu mai în picioare, numai alea. Ia uite poza cu asta. Și-a pus și el... Cine, mă? Asta... Ce mi-l-o să văd pe tău, mă dor picioarele rău, adevărat. Dar și-o spun sincer, toată ziua am stat numai așa, nu mai în picioare, numai alea, alergătură. Ce-ai, mă? Ce pute așa, mă, să trăiască mă? Nu știu. Dar ia uite, te-ai călcat în ceva? Curătia vezi, am promptat. Să moară vanilia mea, ce? Ai călcat pe morți? Să trăiască familia ta. Ai fost în cimitir? Bun, ce-ai, n-am, uite. Să trăiască familia ta, aoleu. Bă, ți-a murit picioarele? Nu știu, vrei să mă descalc? Nu, să-ți trăiască familia ta. Auzi, nu vrei tu să...
cădea cu scaunul a doua oară. Stă mai într-o parte și am... Hai să vă spun, aveam pic să cadă de pe scaun. Mare panoramă suntem. Tu ce ai mai făcut alea, alea? Băi, mă uitam pe Facebook pe aici. Ai zis ceva? Da. Era vorba că... vreau să mă duc până la piață, să cumpăr niște... Poți să stai și tu cu picioarele în partea aia să trăiască, bă? Nu, no, că nu pot. Aolea! Ai călcat pe rezidurile din... Vrei? Dar nu că miros așa, știi? Adică, hai să-ți o zic pe față. Sunt oxidate, ce? Nu, fratele meu, se și vede cum miroase, știi? Adică... Ia uite, uite cum iese abur din ele. Dar ai călcat pe morți? Trăiască familia ta, ai dat cu șutul, ai jucat fotbal cu găini moarte? Probabil, nu te-am ridicat toată ziua astăzi. Dar se dezlipesc alea din picioarele tale? Nu le descălca să trăiască familia ta. Uite cum facem. Du-te și tu până la magazin și cumpără și mie un pachet de lame orbit și încearcă să vii peste vreo oră așa. Hai că... Hai, auzi, am plecat. Pa, fratele meu. Băi, fraților, așa ceva... Când îi pute l-o ăsta picioarele, te arunci de la etaj să moară vanilia mea. Al treilea tip, prietenul care pune tot timpul întrebări proaste. Adică nu pui și tu o întrebare la locul ei, gen ce telefon ți-ai luat, ce telefon ai vrea să-ți iei, nu. Pune niște întrebări de te scoate din minți. Deci am prieteni foarte mulți, dar îi iubesc exact așa cum sunt. Haideți să vedeți tipul 3. Ia uite, asta iar a postat pe mașină. Câte mașini are ăsta, mă, frate, o grămadă de bani, ești nebun. Dacă așa am gândit așa. Da. Hai, bă. Tu crezi că există viață în spațiu, mă? Viață în spațiu? Da. Cât de prost să fii, nu știi că la NASA spune și ăia când ies în costumele alea de scafa... Da, ce spune întrebările astea? Nu știi că nu poate să supraviețuiască nimeni în spațiu? Am întrebat și eu. Păi nici tu întrebări să moară Larisa. Mai mă gândeam la o dată asta. Care a fost primul, ou sau găină? Ce întrebări să moară? Găina are, adică, nu? Și de ce nu zboară, frate? Stai, care a apărut prima, găina sau ou? Da. Păi cine făcea ou? Păi și găina cine a făcut? Mamă, cu trăiască familia ta, sunt niște întrebări de copii. Și de ce nu zboară găina? Are eu. Are, nu? De ce nu zboară? I-ai dat tu drumul la o găină din avion și n-a zburat? Păi nu, dar am încercat. Ce întrebări în cap să-mi trăiască mie, neam? Da, așa. Dar noi de ce nu putem să mergem pe apă? Cum adică să mergi pe apă? Cum a mers și Iisus? Păi Iisus a mers pe apă? Bine, în povestea aia, într-adevăr, mergea pe apă. Iisus e un sfânt, deci e un duh sfânt. Păi și noi trebuia să mergi și noi pe apă. Păi și de ce nu te duci să mergi pe apă? Când ai fost la gârlă și ai făcut baie, puteai să mergi pe apă? Păi n-am încercat să merg pe apă. Păi și du-te și încearcă și lasă-mă cu aia în pace. Păi mă duc la fund. La fundul cui? Apei. Du-te la fund. Ai aflat răspunsul? Da. Gata, e clar. Mulțumit, mersi. Ia uite, bă, lumea se plictisește pe Facebook. De unde vine plictiseala asta? De unde vine plictiseala? Da. Din spațiu. Păi n-ai zis că nu există viață în spațiu? Ba există, sunt, mi se pare că două femei de serviciu care curăță stelele. Da? Da. Păi și alea cum trăiesc acolo? Femeile? Da. Sunt cu chirie, una stă pe Marte, una stă pe Jupiter. Păi există chirie pe Marte? Da, în spațiu? Da. E un magazin care vinde apă minerală în spațiu. Păi ce, există și apă în spațiu? Da. Apă spațială sau ce? Apă spațială, sunt la bidoane de 2 litri, 4 pe 4. Te-ai liniștit cu întrebările tale? Păi și cum ajung aia pe Marte? Sau în spațiu, cum ajung? Se suie pe o scară. Da? Da. E o scară făcută din hârtie, amestecată cu carbon și cu plastic și cu păi superglu. Nu se rupe, frate, că e făcut din funie înodată. Bă, nu mai întrebări de-astea de copil, ai mă, fii mi pune întrebări mai consacrate. Bă! Bine, mă! Da, să zic ceva. Zi! M-auzi? Da, te aud. Vrei să facem conexiune? Nu, e prin trebuia Bluetooth? Să mă asigur. Da. Auzi? Unde? Ultima întrebare. Așa. De unde știe da? Caracatița care e stânga și dreapta? Hai de capul meu! Caracatița are stânga 1, stânga 2, stânga 3, stânga 4, are stânga 20 picior și dreapta până la 20. Te-ai prins? Nu are mă decât top tentacul.
Dar ce mă interesează pe mine câte tentacule are o caracatiță, frate? Păi ești dreapta 20. Dreapta 20, pentru că unele caracatițe au 20 de tentacule. Au și genunchi? Nu, au membrane supraelastice. Au și tălpi, au și degete la picioare. Mai pui multe întrebări? Nu-s mai bun, dar te mai depătesc cu întrebări. Gata. Termină-te. Gata. De ce e ora 9:50? Pentru că s-a schimbat și era 9:49. Ah, am înțeles. Bă, zic, frumos e tu așa, ce s-a întâmplat? Cum se sinucide, mă, un pește dacă vrea să moară? Auzi, întrebare, să moară mie jumate de planetă. Păi da, vreau să știu cum se sinucide un pește. Cum se sinucide un pește? Da. Coie, își leagă un balon de gât și se aruncă în apă. Se aruncă în apă. Se aruncă în apă. Am să zic că se aruncă în aer. Am să moară Larisa, asta a fost maximul. Mamă, ce bine arată asta. Bă, hei. Da, mă. Bă, m-auzi, mă? Zi, mă. Așa. De ce se îngrop oamenii? De ce se îngrop oamenii? Da, de ce se îngrop oamenii? Că unii se duc pe râu, alții le dă foc. Când mor? Da, mă, când mor. De ce se îngrop? Ca să nu pută. Păi și dacă pută? Dacă pută. Păi și dacă pută oamenii? Dacă pută, iau. Dacă pute. Oamenii pute. Bă. Ei, bă. Ei, mă, mă miști. Uite-te la mine, mă, cum vorbești. Zi, bă. Eu când mor, vreau să fiu singur om care nu o să fie îngropat. Tu când mori, nu vrei să fii îngropat. Nu vreau să fiu îngropat. Testament. Testament. Cum te cheam? Gabi, da? Gabi, da. Subsemnatul. Gabi. Gabi Vlog. A? Nu vrea să fie îngropat când moare. Ultima sa dorință este să fie îngropat în pom. Perfect. Deci o să fie îngropat în pom. Semnează. Unde? Tipul 4. Tipul de prieteni care nu stă niciodată liniștit și credeți-mă, mie chiar nu-mi place când un prieten nu stă liniștit. Tot timpul face ceva, bate, ciocăne, are cât un tic de ăsta aparte. Deci ai impresia că e sărit de pe tic, dar el fiind perfect sănătos... E sărit după tic? După fix, băi! Am zis după tic? El fiind sărit de pe, cum aude ăsta, de pe fix. Ok, o lasă așa, nu știu nimic, să moară Larisa, pentru că așa ne place nouă să fim natural. Deci, tipul 4... Prietenul care are tot timpul un tic. Mă omoară ăsta la cantă. Ia spar fața. Mi-a dat la headshot. Dacă minte, mă, nu mai bate, strească-mă, dacă nu mai aud aici. Bine, mă, nu mai bate, strească. Nu mai, stai cu minte, că... Băi, nu mai faci, mă, grăgie, să trăiască, mă, ți-am zis să stai cu minte. Stai liniștit. I-am dat headshot-ul ăsta. Nu mai bate, mă, din picioare să-ți trăiască mie, neamu. Păi... Dar tu mai faci, nu poți, mă, să stai și tu liniștit, veniți arleșind din capul pieptului de aici. Gata, hai că stau. Pac, pac. L-am luat pe ăsta, mă. Nu te deranjează și că nu, p- ce... Stai, mă, cu minte, că să ascult și aici, să... Stai, mă, cu minte, să-ți trească, mă, ta, mă, juc, da, și aici, ai luat-o razna? Stai, mă, să-l dau pe ăsta la maxim, ești nebun că m-a zăpăcit. Deci, am ales harta Italy. Este, mă... Stai, mă, nu mai... Bă, tu ești prost sau n-ai bani? Eu cred că ești una și alta. Nu mai... Bă, dar nu poți să stai și cu minte, să-ți trească, mă, ta. Da, dă-te și tu mai încolo sau du-te, stai în partea aia altă. Hai că mă duc la o parte. Hai de capul meu. Stai și tu acolo jos, liniștit, lasă-mă să mă joc și eu, să-ți trăiască familia mea. Hai că stau. Nu mai poate, mă, să-ți trăiască familia ta, mă, tu ai ciroză la cap. Doamne, dă-l, Doamne, în gât de la etajul 4 prin coborâre cu liftul.
Ia, te-am omorât, fraiere. Mamă, dur. Cantrus. Ia. Tu bătai, mă? Nu. Așa. Mă, nu mai poate să-ți trească familia ta, mă, tu ai ceva la cap, ai sifilis la genunchi? N-am bătut, mă, ai auzenii, ce ai? Tu, ai auzenii? Ai auzenii? Iar ai venit aici? Ce-am făcut? Bă, stai bă cu minte să-ți trească măta de noi, stai și tu drept în... Bine, mă, hai, așa stau, drept. Așa te îngrop, drept, să-ți trească familia ta. Da, mă, hai, așa stau. Stai și tu cu minte dacă stai la mine, dacă nu, tu ai venit pe capul meu. Fiecare zi vii și mă zăpăcești aici, poc. Păi nu poți să facă, tu bați din... Mai vezi că bați? Mamă, zici că ești toaca de la biserică. Cum face toaca? Să-ți moară mie dușmani. Ești de toacă. Păi da, stai, am zis că ești ca toacă la biserică. Băi, stai mă cu minte. Ia, te-am prins. L-am omorât pe ăla, băi. Stai mă cu minte. Mi-a dat ăla headshot, bă, gamea și picioare. Ia uite că da. Băi, stai mă cu minte, mă, ce-i mâncat ce-i pe tine. Vii să mă freci așa. Dă-mi, Doamne, în gât de la... Nu vezi. Stai mă cu minte să-ți trească mie. Bine aveți acolo, mă. Păi da, dar nu mă mai freca. Păi fac așa. De ce ți-a dat tensiu ție mâini? Să bat în ele, uite. Nu te mă bate așa. Și tu la tomberoa nepu. Aoleo. O să bat și asta și... Așa. Și tipul 5 de prieteni, panarame, prietenul care vorbește întotdeauna tare. Deci are volumul dat la maxim. Deci n-are volum. El e dat la maxim. Dat pe 250 de vați, blocat. Era postat ăsta. Da, bă! Ha? Nu, mă, drag! Ce faci, mă? Ce să fac, uite, vorbesc aici. Da, mă, că vorbim mai târziu dacă-i. Pa! Mai ce, mă, numai că... Ce faci, mă? Ce să fac, mă? Uite, mă uitam pe... Mai încet, doarme, iar vine baba aia și îmi bate. Te uitai pe Instagram? Mai încet că doarme baba aia, veniți-a rău și ce baba, mă? Jegoasa aia de la parter. Care aia? Tăi, mă, din gură că doarme asta, mă, ți-a venit rău. Ți-am spus, vorbește mai încet să trească, mă, tu n-ai volum? Nu se trezește, mă, aia acum la ora asta. Ia uite, vorbește, mă, mai încet, ești prost la sub braț? Nu pot. Ce ai făcut? Ai fost la... Ai luat la piață sau unde te-a trimis mai? Da, am fost la niște roșii, niște castraveți alea. Mai încet, mă. Se aude gălăgie, se face gălăgie. Da, mă, mă râde, mă, să trească, mă, dacă vine jegoasa aia la mine și iar se ia de mine, bă, că tot timpul e gălăgie. De trei ori a chemat poliția săptămâna trecută când ai fost la mine, că vorbeai ca disperat. Vorbește, mă, mai încet. Nu, ia fiate de aici, ia uite-te la, ia notița la mine. Salut, ce faci? Uite, ia zici și tu, încet așa. Salut, ce faci? Nu așa, frate. Salut, ce faci? Dă-ți volumul în gât. Salut, ce faci? Mai încet să-ți trească mie neamul. Mai încet să-ți trească mie neamul. Bă, ia zi așa, mă. Ș-ș-ș. Mai încet, zi șu încet. Șu încet. Nu șu, mă, că nu faci la găine așa șu. Zi șu încet. A, uite, ia fii atent, să-ți trească familia ta. O babă mergea la poliție. De ce? Ca să... Mă dea pe mine în gât că se aude gălăgie de la... și te spânzul de gât. Stai, mă, cu minte! Nu, mă, ce vă, mă, să-ți trească familia ta? Nu pot să vorbesc încet. Dă mesaje, să vorbim prin mesaje. Nu mai am credit. Scrie pe o foaie, ia un pix, o foaie și scrie și îmi dai mie să vorbesc. Păi să nu mai merge, nu mai cer neal. Bine, nu ai treabă, nu pleci pe nicăieri? Da, uite, stai că mă sună ăsta acum. Da, bă! Hai, pa, bă! Mai încet, mă, nu mai țipa și să nu trântești ușa. De, hai, că vine acum, da. Băi, mai încet. Hai, pa, pa, pa. Băi, fraților, voi aveți așa prieteni? Lăsați-mi, frate, în comentarii dacă aveți și ce tipuri de prieteni aveți voi. Pe mine m-au zăpăcit, fraților. Ăsta cel puțin vorbește tare de mi-a spart urechea. Pe partea asta aud mai încet. Mamă, ce fac cu el, frate? Cam atât, fraților, pe ziua de azi. 5 tipuri de prieteni. Peste vreo 2-3 zile, dacă v-a plăcut, o să mai postăm. Lăsați-mi în comentarii jos ce
alte tipuri de prieteni ați vrea să facem. Și noi vom face. Nu neapărat aici. O să faceți și în altă parte, și afară, și natură. Știți bine că noi suntem nebuni. Cu voi a fost Shari Vlogger și Gabi Vlogger. Intrați și pe canalul lui să vă abonați, Gabi Vlogger. În primul link din descriere aveți canalul lui. Intrați acolo și abonați-vă. Haideți să facem comunitatea mare și să ne distăm din ce în ce mai mult. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram și mie și lui, ca să vă anunțăm de fiecare dată când postăm. La revedere! La revedere! Mă, ce pamă că iar vine baba aia! Puh, uleu!